A mai trecut un an și peste Leonardo Roftei. Moșul împlinește astăzi 47 de ani și spune că odată cu trecerea timpului devine mai melancolic. De la o anumită vârstă nu prea mai suntem încântați că ne trec anii, spune Doroftei, însă faptul că are familia alături reprezintă pentru el cea mai mare bucurie. Faptul că mă trezesc și văd masa pusă, iar soția și copiii vin și mă îmbrățișează, este cea mai mare satisfacție a mea. Am o familie minunată. Fostul campion mondial la box profesionist se luptă acum cu kilogramele după ce în anii de glorie se bătea cu adversarii. De aceea merge foarte des la sala de box, unde se antrenează cât de mult poate. Dar le și arată copiilor tainele acestui sport, așa cum și maestrul Titi Tudor l-a învățat nobila artă. Vreau ca de mii să-i fac să vadă lupta, numai să dea și să primească pumni, îi învăț șmecheriile din ring. La final mă trag de mână și mă întreabă, când mai vii pe la noi? Ăsta e un alt lucru care mă face fericit. Leonardo Roftei a început să practice boxul de la 14 ani la Prahova Ploiești, ajungând campion mondial WBA la categoria semi-ușoară în ianuarie 2002, după un meci cu argentinianul Raul Balbi. S-a retras în octombrie 2003 după ce a fost învins de celebrul pugilist canadian Arturo Gatti. La profesioniști, Doroftei are 22 de victorii din 24 de meciuri disputate, 8 dintre ele prin knockout. A fost învins odată în meciul cu Gatti, în timp ce partida cu americanul Paul Spadafora s-a încheiat la egalitate. Are și 2 medalii la Jocurile Olimpice, argint în 1992 și bronz în 1996.